Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou showcase sau review, sau cum vreți voi să ziceți, la un nou cheat. De data aceasta vom face review la cheat-ul Plugway Cheat, care da, este un cheat de buget, costă doar 5 euro pe lună, ceea ce este super, super, super șmecher. Adică este un cheat accesibil oricui, deci nu știu, eu asta aș zice eu. Bă, fraților, dacă mai vreți să facem episoade genul continuare, dați frate și... Mamă, nu mai știu să vorbesc, să mă oregeac și mă grăbesc, zici că semine. Dați și voi acolo, bă băiețul, like, să facem 1000 de like-uri la acest review dacă mai vreți episoade în continuare cu acest cheat. Și by the way, nu uitați că o să facem și un giveaway cu acest cheat. Înscrierea se poate face chiar la acest videoclip. Scrieți în comentarii un număr de la 0 la 5000, iar eu... În următorul episod cu acest cheat o să arăt cei 5 câștigători, o să fie 5 câștigători care vor câștiga licențe de o lună pe acest cheat, bă băieți. Deci, eu zic că merită să vă încercați un loc cu 5 licențe la... Na, nu știu câte persoane o să mă scrieți, dar este un număr destul de mare de licențe, deci eu zic că aveți toți șanse destul de măricele să câștigați. Deci, tot ce trebuie să faceți este să scrieți un număr de la 0 la 5000 și lângă acel număr să vă scrieți ID-ul de Discord sau Instagram-ul ca să am unde să vă trimit, mă rog, să aveți unde să-mi trimiteți linkurile voastre de pe forum ca să vă poată da fondatorul acestui cheat licență pe cheat. Deci, practic, comentariul vostru trebuie să arate ceva de genul numărul de la 0 la 5000, eu am pus 3921, iar după aceea să vă scrieți Discord-ul. Dacă vă cheamă Ionel, scrieți Ionel, hashtag 1992 sau nu știu ce ID aveți voi, indiferent, nu contează. Așa trebuie să arate, nu vor fi luate în considerare comentariile care au doar numărul de înscriere, cum ar veni, nu știu, 7000 mai mare de 5000, 4712 și să n-aveți niciun Discord, acelea nu vor fi luate în considerare. Deci dacă o să câștigați, cum ar veni, nu știu, că extrag eu numărul 4712 și comentariul vostru arată așa, fără un Discord, o să dau reroll și nu o să câștigați absolut nimic. Hai să vă arăt în primul rând cum arată formula acestui cheat și cum puteți achiziționa acest cheat, iar după aceea o să intrăm în joc, să-i facem un mic review, să vedem cum trage. Eu am văzut în mare cum trage și chiar am rămas impresionat de acest cheat, bă băieți, vă pot spune, adică la... Doar 5 euro pe lună trage super bine, adică nu știu, eu zic că se apropie de nivelul Unity Hex-ului, care este 14 euro pe lună, nu știu ce să zic, bă băieți, o să vedem acum când o să și jucăm cu el. Momentan eu am dat doar la bots și un pic la deathmatch, acolo n-am intrat în niciun competitiv cu acest cheat, dar urmează episod, bă băieți, stați geană pe canal, în câteva zile o să facem și episod de cheating cu acest cheat. Bă, fraților, cam așa arată forumul, ceea ce trebuie voi să faceți ca să vă cumpărați cheat-ul, trebuie să intrați aici pe purchase. O să vă apară, mă rog, aici vă apare meniul de la cheat, ce funcție are cheat-ul, să zic așa, ce chestii poți să faci cu acest cheat. Și zic, mă băieți, meniul și aici dați pe purchase pe primul buton. Mie acum mi-apare că am licență, eu am lifetime, deci nu pot să-l mai cumpăr încă o dată, dar mi se pare că lifetime-ul e, uite, 25 de euro, deci pentru 25 de euro puteți să vă luați cheat-ul efectiv pe viață și 5 euro mi se pare că e pe lună, nu știu, 10 euro, 3 luni sau ceva de genul, nu mai știu exact cum e, oricum e super, super ieftin cheat-ul ăsta, bă băieți, nu aveți din păcate un cod de reducere, dar asta nu este o problemă pentru că la 5 euro ce să mai reduci, unde să mai reduci, unde să ajungi la 1 euro. Bă, fraților, cam atât am vrut să vă arăt pe forum, intrați acolo, aveți link în descriere ca să cumpărați acest cheat, nu uitați să vă înscrieți și la giveaway dacă vreți să câștigați acest cheat pe gratis, să jucați o lună cu el pe gratis și haideți să intrăm în CS:GO, bă băieți, să vedem cum trage acest cheat. Da, bă băieți, am intrat și în joc cu acest cheat. Acesta este meniul, bă băieți, așa l-am configurat eu să arate, puteți să vă schimbați voi culorile, nu vă speriați, nu arată chiar așa de groaznic meniul cu culorile astea. Eu i-am făcut culorile astea pentru că mă prosteam în meniu, efectiv puteți de aici de la mi să vă schimbați culorile la meniu, e o chestie super șmecheră chestia asta, dar eu o să las pe roșu total că arată prea murât în două culori. În fine, bă fraților, o să aveți 4 configuri, nu știu câte configuri am făcut eu rost. Ah, da, o să aveți 4 configuri de... Ca 4 configuri pentru acest cheat, Legit 1, Legit 2, Drip și Danger Zone. Acestea le-am luat de pe forumul băieților, dar am zis să vi le las și vouă în descriere ca să vă fie mai ușor să faceți rost de configuri. Eu am făcut aici, am încercat și o să fac un config, dar nu mi-a reușit și am zis, bă frate, mai bine dă-o la de pe site-ul lor decât o dau eu în bară cu configurile iară cum fac de obicei. Cheat-ul are multe chestii super șmechere, cum ar fi la 5 euro un cheat să aibă inventory changer, bă băieți, adică toate skin-urile pe care vi le băgați voi în skin changer pe cheat va apar și în inventar, adică uitați-vă la acest carambit fade cât de frumos este aici în inventar. Skin changer-ul este foarte ușor de folosit, doar dați aici pe misc. Să moare, pe skins, ok, scrie skins. Selectați aici arma pe care vreți să vă puneți, nu știu, de exemplu, vreți să vă puneți un M9 baionet slotter și v-ați schimbat skin-ul, bă băieți, și apare nu s-a schimbat. Trebuie să vă selectați și aici, dacă vă schimbați cuțitul, trebuie selectați și de aici, căutăm M9 baionetul, aici, uitați. Gata, bă băieți, avem un M9 baionet și desigur că va apărea și în inventar, uitați, M9 baionetul slotterul ăsta, super, super maker factor, nu arată casă, bă băieți, casă arată. Deci are și inventory changer, pe care n-a, deja multe cheat-uri l-au, dar un cheat la 5 euro chiar n-am mai văzut să aibă inventory changer, bă băieți. După cum vedeți pe Legit, adică acum cu setările
de legend, nu vă imaginați că am setări mari sau nu știu. Și uitați cât de bine atrage, bă, băieți, uitați. Uitați cât de bine o dau aici. Uitați, uitați-vă și voi, bă, băieți. Uitați-vă și voi, uitați-vă. Și acum cu setările de legit, legit, la modul că setările astea chiar nu ți-ai bani, frătiuc. Și uitați-vă aici cum trage, uitați. Uite cu aia cum trage, nu vine să cred. Deci trage prea bine acest shit, bă, băieți. Deci nici mie nu mi-a venit să cred. Deci eu mă gândeam, a, ci la 5 euro, probabil o fi iară un Spirtec V2, ești nebun la cap, care trage la cap, îți trage la corp, ești nebun. Dar nu, citul ăsta chiar trage super bine, mai ales cu configurile făcute de băieții de pe forum. În caz de nu vreți să jucați cu configurile pe care vi le las eu în acest videoclip, aveți acolo pe forum multe, multe configuri. Vizualele sunt super, super jmechere, mă rog, jmechere. Sunt ca la un cit de 5 euro, adică îi vezi aici cu cemsurile astea, vedem cemsurile astea și prin pereți. Da, cemsurile astea sunt și prin pereți. Puteți să vă băgați, bănuiesc, mai multe vizuale, dați aici la visuals. Aveți third person-ul pe care eu nu-l folosesc, ca toggle alt. Am înțeles, deci de pe alt pornești third person-ul. Aveți să vă modificați și FOV-ul. Asta este o chestie jmechere pe care eu n-am folosit-o până acum, dar mi-am început să-mi placă să folosesc ăsta FOV-ul la cituri, am așa FOV-ul mai mare, parcă fac montaj de ce să ești nebun la cap. Ăsta cu movement, sincer să știu, nu știu să folosesc chestia de movement, dar e șmecher că la un cheat de 5 euro să ai chestia de asta de movement, dar nu știu exact. La movement e doar chestia aia de jos care vă arată ce viteză aveți când faceți bunny hop, vă arată viteza maximă pe care ați prins-o, bănuiesc, uite, eu am prins 286 de unități. Hai să vedem ce viteză prindem acum, bă, băieți, la bunny hop. O să-i aprindem 300, am prins 300, băi, am prins 300, băieți. Se pune viteza cu care ai picat jos, cred că. Sau nu știu exact, sau se face o medie, habar n-am cum merge, nu sunt priceput la bunny hop, băieți, în fine, aveți și chestia aia de acolo de jos. Eu, sincer, să fiu, nu o să prea folosesc, o să facem și graficul ăsta mai mic un pic. Așa, hit markerul și hit sound metallic, ia să vedem asta când tragi în jucători. Mamă, cum ți-aude să moară Jax, ia să vedem și dacă îl schimbăm pe bip, cred că o să bipe, că nu o să omorâm. Ai, cum face să moară Jax, zici că, mamă, zici că faci fraguri pe CS16, să moară Jax, așa se auzea pe serverele de CS16 când făceai traguri să mă bată, da. În caz de jucați doar cu chemsurile, ca să nu-i vedeți pe jucători prin pereți și trageți prin smoke random și auziți sunetul ăsta, înseamnă că este un jucător acolo și puteți să continuați să trageți, deci la asta vă ajută hit sound în caz de nu v-ați prins. Bullet 3 să rămână probabil gloanțele în pereți. Să rămână urmele. Stați un pic, mă, băi, să nu mai vinesc insertul așa. Să se vadă urmele cum ar veni, unde s-a dus glonțul, chestia asta nu o folosesc. Footsteps, asta cred că, mamă, le vezi pașii. Deci în caz de nu vrei să joci cu Wallhex, nu știu, să vrei să ascunzi cu mai bine, să nu-ți iei bani, poți să le lași footstepsurile și cum ar veni când se mișcă jucătorul, vă arată cercurile astea și nu știu, dacă sunteți după colț sau ceva și n-aveți Wallhex, mi se pare că le vedeți. Nu le vedeți aparent, dar le vedeți după colț, dacă stă după un colț sau ceva. Și probabil că rămân, da, uite, vedeți, rămân câteva secunde și se fac din ce în ce mai mari, deci practic puteți să vedeți pe unde a mers inamicul dacă este pe lângă voi. Ceea ce este o chestie super șmecheră dacă vrei să joci cu cheat-ul legit. Sparks one hit, hai că de asta chiar sunt curios. Mamă, când tragi în el, zici că-i flex, ești nebun, că tai cu flexul ceva. Uitați-vă, mă, băieți. Uitați-vă, băi, ce șmecheră e chestia asta, să mă bată data asta. O las activată, să moară Jaxia asta, o las activată. Ce tare cum zboară scânteni în el când îl împuși, du-te naiba. Și sunetul ăsta, mamă, dar e enervant rău sunetul ăsta, așa-i? Așa-i că e foarte enervant sunetul ăsta. Uitați-vă, ce șmecheră se vede când tragi în oameni, băi. Du-te, bă, naiba, ce șmecheră e chestia asta, mamă, ce le-o dau la băieți. Dar se aude super șmecher când tragi în oameni, asta îmi place, mamă, deci și bipul ăla și sparkurile alea, genial. Hull shot effect, bă, ăsta nu știu exact cum e, deci dacă omori pe cineva îți dă hull shot effect. Da, mă, uite, când omori un jucător, când îi dai un hit îți dă efect de ăla pe margini, ca și cum ți-ai băgat hull shot-ul la Danger Zone sau la Deadmatch. Este o chestie super șmecher și chestia asta, deși nu știu dacă o să o folosească neapărat cineva așa de intensiv, dar e super șmecher, îmi place cum se face imaginea când împuși pe cineva. La misc, nu știu ce mai are, are anti-OBS dacă vreți, de exemplu, nu știu, să vă cumpărați citul ăsta și să faceți live pe YouTube fără să-și dea cineva seama că aveți cod, adică voi să-i vedeți pe oameni prin pereți, dar cei de pe live să nu vadă wallhack-ul, puteți să vă activați chestia asta cu anti-OBS și ați rezolvat problema. Skin changer-ul vi l-am mai prezentat, băgați un flip knife aici frumos în, la cuțit, după aia căutați aici flip knife, ceea ce este cam greu un pic de găsit, skin changer-ul ăsta nu, la skin changer-ul ăsta nu i-ar fi lisit, sincer, și un surge bar de la nebune, uite, flip knife și băgăm flip knife floor și băieți avem flip knife floor și ne-a apărut și în inventar din câte pot eu să știu. Ok, dar în primul rând, ce m-a impresionat pe mine la cheat-ul ăsta, ca să vă dau așa și un verdict, ce m-a impresionat pe mine la cheat-ul ăsta, în primul rând a fost aimbot-ul. Bă, vizualele sunt niște chestii, na, care până la urmă și pe cheat-urile gratis pe unele, deci nu, adică nu pot să zic că vizualele sunt nu știu ce, în primul rând, dar aimbot-ul chiar m-a impresionat, că la un cheat de 5 euro să tragă așa de bine aimbot-ul și nici măcar să nu pară obvious, adică să nu stremure ținta sau chestii de astea, mi se pare foarte, foarte genială, bă, băieți, adică trage super, super bine codul ăsta, bă, băieți. Deci, n-am ce să zic mai mult, la 5 euro este un cod care chiar merită cumpărat, părerea mea. La, n-ai ce să-i cer mai mult, frate, n-ai ce să-i cer, nu poți să spui acum să vii în comentarii și să zici, bă, frate, ce-i asta, mă, ce-i pasteul ăsta? Bă, frate, la 5 euro, ce poți să vrei mai mult, ești nebun la cap? Ia să vedem. Trage perfect, mă, n-am ce să zic, nota 10, ești nebun la cap. O să facem oricum și un video... O să facem și un video în matchmaking cu el ca să vedem cum se descurcă acolo matchmaking. Avem desigur și config individual pe fiecare armă, adică să nu vă faceți un config pe toate armele. Avem config individual pe fiecare armă.
Asta vi l-am arătat, da, chiar mă, uite, nu v-am arătat SP-ul complet, mă, băi, cât de prost. Deci nu era la visual, era la player. Hai să ne activăm toate chestiile ca să vă arăt exact cum arată toate chestiile astea. Deci cam așa arată vizualele, bă, băieți, fără cemsurile alea. Sunt niște vizuale, v-am spus, decente. Deci nu zic că nu sunt decente, vă arată informații de bază, cum ar fi numele jucătorului sau ce armă are. Nu știu dacă putem să vedem și bomba și chestiile astea. Wireframe, mamă, asta să moară Jaxi, nu știu ce e. SP conditions visible. Ah, fiți atenți, bă, băieți, că puteți să faceți și să-i vedeți doar când sunt în fața voastră, să nu fie. Du-te, mă. S-a dezactivat. Ah, nu, stai că aici e perete invizibil de aia. Deci dacă sunteți în spatele peretelui, nu se mai vede, mă rog, glow-ul ăsta, hai să-l dezactivăm. Glow-ul dezactivăm. Deci să vă apară cum ar veni astea în jurul lor, să-i deosebiți mai bine doar când îi vedeți. Deci când nu îi vedeți cum ar veni, nu vă apare wall-ul. Când îi vedeți, apare wall-ul din nou. Glow style, văd că pot să modific și glow aparent. Mamă, uite cum poți să-l faci să mă bată tata. Uitați cum face glow. Ia stai un pic. Ring glow and highlight ăsta. Mamă, uite ce șmecher e glow ăsta. Eu cred că... Mamă, și se vede și prin pereți așa de șmecher? Na, stați un pic că cred că am făcut eu aici visible only. Așa, local player de mamă, nu știu cum mai dezactivez o chestie asta cu visible only. Spotted only, local. Ah, nu, dai click pe ea, what the fuck, pur și simplu unknown. Și acum ar trebui să ne arate, dar e peretele ăsta invizibil, foarte enervant. Și a, dar tot nu ne arată, mă, de ce, mă, de ce? De ce? Așa? Să moară Jaxi, nu știu care-i fa. Ah, invisible chems? What? Bă, băieți, nu știu cum merge chestia asta, să mă bată tata dacă știu. Am dezactivat o chestia asta, să fie, bă, băieți, să vedem. Avem glow-ul acum și, bă, nu știu, cred că chestia asta e doar ca să-i vezi tu highlight cum ar veni, nu știu dacă se vede neapărat prin perete chestia asta. Habar n-am, trebuie și eu să descoper citul ăsta mai bine. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest review la cheat pentru cheat de 10 euro. V-am zis, mult dintre voi m-ați întrebat: "Bă, frate, recomandă și mie un cheat la sub 10 euro, frate, pentru că n-am bani să dau pe un cheat, nu știu ce." Bă, fraților, acest cheat la 5 euro, eu zic că vă oferă ceea ce trebuie. Cu detecția de vac, chiar nu știu cum se descurcă, adică nu știu cât de bun este versus vac, să zic așa, dar având în vedere că eu am avut curajul să mi-l bag pe contul main unde am DMG 340 de win-uri, medaliile astea nebune, eu zic că e ok, adică când eu am tupeu să bag un cheat pe contul meu main, că știu că pot să-mi iau ban, e ok. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați acolo un like, în câteva zile o să apară și gameplay cu acest video și nu uitați de extragerea la giveaway, deci să vă scrieți acolo cu număr de la 0 la 5000 și Discord-ul vostru în comentarii. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut!